și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Azi vom avea un test. Un test al unui produs de păr și aici vorbim despre un styler multifuncțional. L-am cumpărat din Lidl și am încercat să-l folosesc în ziua de anul nou sau în ziua de Crăciun, eu filmând în ianuarie. Și nu știu, mi s-a părut că nu se încălzește repede sau nu se încălzește aproape deloc, așa că am zis că îl opresc și îl testez cu voi. Are mai multe capete, iar eu cred că o să folosesc azi capătul pentru creponat, de aceea vreau să-l pun în priză și după aceea să continuăm să povestim. Ok, l-am scos din pungă, așa arată, îl și bag în priză și îl pornesc ca apoi să mai putem povesti. L-am pus în priză și are un buton aici să-l pornim. S-a aprins un beculet alb. Aici are blocare sau deblocare pentru a putea schimba capetele. Partea pentru creponat e 2-in-1. Are aici o siguranță de care să tragi, să împingi, pardon, asta se împinge ca să fie capăt pentru creponare. Așadar, îl lăsăm la încălzit. Are două viteze, am dat direct pe 2. L-am lăsat pe capul de creponat, pe partea de creponat și acum putem să vorbim despre el. Pe el scrie că e făcut în Düsseldorf, în Germania. Și să nu-l folosim în apă, totuși avem o sân pe el. Așa, să vedem ce scrie pe cutia primită. Multifuncțional pentru aranjarea părului. Strat de acoperire ceramic îmbogățit cu keratină, sistem de oprire automată, 7 accesorii interschimbabile, placă de întins părul, placă de creponat părul, ondulator mare, ondulator mic, ondulator plat, accesoriu spiralat, accesoriu perie, sistem Easy Lock, mâner ergonomic, articulație rotativă 360 de grame, inel de suspendare, garanție 3 ani. Bun, să vedem, este făcut în China și este o colaborare cu Alessandra Ambrosio. Domnișoara asta de aici, de pe cutie. Pe spate avem datele despre fiecare capăt. Avem o bară mică, bucle mici fine, placă de îndreptat, bucle mici, perie pentru bucle mici, suport de clește pentru păr, bucle creponate, bară mare, bucle mari voluminoase, bară plată, bucle creponate, bigudiuri spiralate, bucle spiralate. Bun, o să mai scot din cutie ce mai are pe lângă. Da, până nu uit, prețul cred că a fost undeva la 80 sau 90 de lei și trebuie să schimb bateria că se termină. Se încălzește. Bun. Continuăm cu ce e în cutie. Deci da, am schimbat bateriile de două ori și am rămas la partea că am plătit cam 90 de lei până la urmă, cred, pe multifuncționalul acesta și cred că undeva la 3 ani, da, am 3 ani de zile garanție, dar și scrie. Înăuntru am instrucțiuni de folosire, cum trebuie să arate părul după, da? Nu la toate se pare, și avem așa. Asta cred că pentru bucle mici cu un capăt rotativ și asta se poate da jos. Bun, una. Următoarea este pentru bucle mari și cap spiralat. Asta cred că o să mă ajute la câte ziua de îndemânatică cu buclele. Ok, asta e 2-in-1, adică dacă îi dau drumul așa se deschide de tot. Dacă țin de partea asta se deschide doar cea micuță. Bun. Doilea și mai avem aici pentru tot pentru creponate, dacă se vede că e mai plat. Bun.
aici, pe lângă asta de creponare, mai avem și placă. Și acum o să încerc doar puțin, nu o să încreponez tot părul, doar vreau să testez. Să vedem, pentru că mi se pare că s-a încălzit. N-am nici oglindă la mine, de-aia o să las distanță să vedem și o să țin cam 5-10 secunde. Ok, din ce văd eu, funcționează chiar foarte bine. Chiar super bine. Deci, da. Nu știu ce n-am așteptat eu și de ce am avut îndoiel, dar funcționează. Acum totuși aș vrea să îl întind, că vreau să-mi aranjez părul puțin, pentru că am de filmat un unboxing Pink Panda, că n-aveam unboxing-uri pe canal și mă, nu știu dacă și partea asta s-a încălzit, dar eu sper. Un pic pot să zic că placa trage părul ăsta, nu o să-l întind acum, nicio șansă n-am. Eu când mă întind niciodată nu fac, îmi prind părul, că nu știu ce, vai Doamne, cât să fie de perfect întins. Eu dacă îl întind din 5-7 șuvițe pe o parte, pentru mine e ok. Vârfurile să arate cât de cât ok, restul nu mă prea interesează. Am luat mai mult multifuncționalul pentru partea de creponat, pentru că am și placă și ondulator, așa că nu aveam nevoie, dar acum hai să vedem dacă reușim să facem ceva. Da. Dacă pun șuvițe mici, e ok, nu mă nici trage de păr. Dacă mi-ajung cumva șuvițele în stânga sau în dreapta, atunci mă trage. Asta e rutina mea de întinsă părului. Cum apuc? Și aici am un vârtej în vârful capului de... Nu-mi stă nici dacă îl tapotez, am vrut să zic. Așa, să fie făcut. Bun, facem rapid și pe cealaltă parte și revin cu impresii. Diferențe puține. Părul meu oricum stă el drept de la mama natură. Am mai avut o perie de la Lidl cumpărată la bazar la Lidl cu 5 lei, dar tot așa ar fi fost undeva la vreo 60 de lei când a fost în oferta lor. Da, a fost super bună, foarte bună cu ion, doar că a căzut, s-a clăpat și i-au cam zburat toate din ea. Bun. Așa. Mi-a rămas un fir de păr pe aici. Ok. O să închid. O să las să se răcească și o să o pun la loc. L-a întins, nu mă, de pe spate cam deloc, adică mi se pare că este loc de mai bine, dar ok, nu pot să mă plâng, creponatul, partea de creponare, după cum am văzut, merge foarte bine și ține, pentru că nici după ce am încercat să întind părul, nu l-am întins perfect, pentru că stătea bine. Asta înseamnă că o să o mai folosesc, o să facem tot felul de get ready with me și o să încerc să fac diferite freze. Să-mi aranjez părul în diferite moduri. Port cerceii din unboxing-ul AliExpress, cei de pe luna martie. O să vă las aici o poză cu setul întreg. Mi se pare drăguț, arată binișor, ok. Și da, azi n-am ce să comentez, că totul e super. O să fie până aici clipul de astăzi, pentru că am avut un test
foarte simplu și foarte lejer. Nu o să pun toate capetele pentru că nu vreau să-mi distrug părul și să folosesc pe fiecare șuviță câte un capăt și să stau până se răcește și se încălzește unul și altul. Nu e momentul pentru că avem timp foarte mult să filmăm și să le punem la test pe toate, dar deși la început am avut îndoiel cu privire la acest multifuncțional, nu mai am în momentul de față, știu că o să iasă ceva super mișto și super ok, așa că ne vedem în următoarele clipuri cu noi teste și noi impresii. Vă pup, o zi bună! Pa, pa!